Roșia Montană sunt în continuă scădere, mai ales în ultimele 2 luni și din cauza Din cauza instabilității economice. parametrului. Credeți că mai are vreo șansă să înceapă proiectul? Deci proiectul trece indiferent de valoarea acțiunilor. Problema cu valoarea acțiunilor este problema investitorului. Deci el ar putea să spună, domnule, nu mă mai interesează. Dar pe el îl interesează foarte tare și face tot ceea ce se poate. Tot lobby-ul de care este în stare ca să treacă proiectul. Mai vine o dată Băsescu. Și mai câștigă 300 de milioane de euro. Cine? Investitorul. Cine? Vine Băsescu o dată și mai... Ridică a făcut, nu, declarație săptămâna aceasta. A, când a fost, au crescut acțiunile? Da. Eu nu le urmăresc lucrurile astea. E foarte bine, uite-te, dacă ar fi chestiunea asta, ar trebui să-l aducem săptămânal. Ori 10 săptămâni, 3 milioane de euro, ce bine ne... Vorbim cu băieții să facem o chestiune care să vină niște bani încoace. Mai greu să mai plăce de trece, trece peste glumă, lucrul ăsta trebuie să se întâmple. Și eu vă spun cinstit, m-am bucurat când am auzit și pe președinte care spunea despre sectorul miner și cred că toată lumea înțeles la care sector se referă. E un lucru care ar demonstra și, cum să vă spun, seriozitatea noastră, seriozitatea românilor, de a da drumul la cei care doresc să investească ceva, chiar dacă este un capitol sensibil aur. Știți prea bine că s-au renegociat, a crescut și partea de redevență, nu mă întrebați cu cât, dar știu că au crescut, a crescut numărul, partea de acțiuni, partea de participare la profit a statului, s-au făcut toate lucrurile care au fost cerute. Eu chiar că nu mai înțeleg de ce nu se dă acel aviz de la Ministerul Culturii, de ce nu se semnează că a fost promis, ca pe baza acelui aviz să se poată da, să poată să se semneze avizul de mediu, pentru că avizul de mediu este condiționat de acel aviz. Dacă știm să îmbârligăm ceva, vă spun, românii suntem maestri la îmbârligături de genul ăsta, în care se spune, dom'le, dar așa e legea. Că parcă legea a făcut-o nu știu cine din Guatemala. Nu am făcut-o noi legea.